Bună, Carmen. Citesc comentariul tău. Protruzia discală se tratează? Câteodată am dureri de spate, care intermitent coboară pe picior. Am făcut masaj, exerciții, dar mă tare mă durea. Sau ar trebui să-mi continui? Am luat un aparat cu electrozi. Sunt bune sau nu? Mi-e frică să nu se agraveze. Mai ales că sunt tunată cu 3 copii. Răspunsul la întrebarea ta este destul de simplu. În primul rând, trebuie văzut un examen neurologic. În al doilea rând, dacă pacientul are dureri la nivelul spatelui și masajul este accentuează aceste dureri, exact cum mai trebuie făcut masaj la nivelul spatelui. Cauza poate fi la nivelul bazinului, cum se întâmplă cel mai multe ori, fie la nivelul superior al coloanei vertebrale. Plus, da, fizioterapia ajută, dar trebuie să știi ce vrei să faci. Pentru că noi, într-o protruzie de disc, avem mai mult prezente două fenomene. Avem un fenomen inflamator din cauza iritației efectiv în zona respectivă și atunci una din soluții este să spunem laserul de înaltă intensitate sau ultrasunetele, ca exemplu. Și celălalt fenomen pe care îl avem noi este contractura musculară. Contractura musculaturii profunde, în care, într-adevăr, fizioterapia ajută, dar ea trebuie combinată cu un tratament care să vizeze nu doar zona lombară și neapărat urmat un program kinetoterapeutic după ce aceste dureri se ameliorează. Pentru că degeaba tu ai scăzut inflamația, ai crescut amplitudinea mișcării, dacă nu începi să stabilizezi tot ce înseamnă musculatura de la nivelul genunchiului, cel puțin până la nivelul cervicalului.